înseamnă pentru dumneavoastră 7 aprilie 2009? Domnul Mihai Ghimb. 7 aprilie pentru mine înseamnă o lumină asupra Republicii Moldova, care au încercat comuniștii să o întunece. O luptă pașnică pentru libertate, transformată într-o compromitere a democrației și într-o tragedie națională, fiindcă și unii și alții sunt copiii noștri. Și cei care au ieșit la protest și cei care sunt încadrați în Ministerul de Interne pentru a apăra legea și ordinea publică. 7 aprilie a dat dovadă că dictatorii întotdeauna, chiar dacă promovează institutul un regim, ei sunt fricoși și lași. Faptul că au bătut niște copii pașnici demonstrează că, cu toate că instaurează o dictatură, ei sunt lași și fricoși. Pentru că, în afară de faptul că au bătut și l-au omorât pe domn Boboc, n-au avut curajul să iasă în fața tinerilor să vorbească. Eu am atâta experiență în aceste manifestări de stradă, lupte de stradă, încât vreau să spun cu toată responsabilitatea că dacă s-ar fi ieșit să vorbească cu ei, nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Și un președinte care se consideră statului ales, dacă nu are curaj să vorbească cu lumea, înseamnă că nu-i locul lui acolo. Locul lui e în altă parte. Iată că, pe de o parte, am avut o societate dornică de libertate, pe de altă parte am avut o putere lașă, fricoasă și departe de aceste valori pe care le-au cerut acei tineri ieșind în piața mare a Adunării Naționale. Mulțumesc mult!